Consiliere Florin. Prezent. Domnul Florian. Domnul Vătica Vasile. Domnul Ionescu Gheorghe. Domnul Vătica Gheorghe. Domnul Plop Liviu. Domnul Plop Sorin. A anunțat că vin ultima deja plecat din pădure. Domnul Pistacaru Constantin. Era și plin. Domnul Răuțoi Ioan. Prezent. Era plin. Domnul Vătica. Era plin. Nu știu ce am zis. Domnul Vărbu Petre Adrian, domnul Iacu Sanzin, domnul Cifor Ie de Rega Sătes, domnul Gior Șeamplă de Rega Sătes. Da. Deci, pe care am deschis lucrările ședinței de astăzi și vă aduc la cunoștință propuneri pentru vorbirea de zi. Articolul 1. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului modernizare Parc Comunal Satul Sofănești, Comunal Sofănești, Județul Bacău, inițiator primarul Adriului Deu. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Coțofănești în cadrul proiectului HUB de servicii MMSS S1-1-MSS-S-S-COD 2000. Da. Mă rog. Prescurtare aici. Da? Inițiator primar Olariu Viorea. Și trei probleme diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi sau dacă mai aveți de a lua un punct. Cine este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva împotriva? Da, mulțumesc. Deci în unanimitate putem declara deschisă lucrările ședinței și trecem la articolul 1. Proiect de hotărâre privind implementarea implementarea proiectului modernizare Parc Comunal Comuna Coțofănești. Din 17 noiembrie 2022 privind implementarea proiectului modernizare Parc Comunal Satul Sofănești, Comunal Sofănești, Județul Bacău. Având în vedere temerile juridice, respectiv prevederile a articolul 120 și articolul 121 aliniatul 1 și 2 din Constituția României Republicată, b. articolul 8 și 9 din Carta Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin legea numărul 199 din 1997, c. articolul 7 aliniatul 2 și articolul 1166 și următoare din legea numărul 287 de 2009 privind Codul Civil Republicat cu modificările ulterioare referitoare la contracte sau convenții, de articolul 20 și 21 din legea cadru a descentralizării numărul 195 din 2006, e articolul 36 aliniatul 2 litera B și D din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, republicată și modernizată cu completările ulterioare, F. legea numărul 273-2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. Ținând seama de prevederile articolului 43, aliniatul 4 din legea numărul 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative republicate cu modificările și completările ulterioare, se menționează următoarele avize prevăzute de lege. Notificarea numărul 29779 din 7-11-22 de la Direcția de Sănătate Publică, notificarea numărul 1024 din 15-11-2022 de la Agenția pentru Protecția Mediului, notificarea numărul 1710 din 15-11-22 de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Sigurarea Alimentelor, în temeiul prevederilor articolului 129, aliniat 1, aliniatul 2, litera B, aliniatul 4, litera D, articolul 240 din OUG numărul 57 din 2020, privind codul administrativ, modificările și completările ulterioare,
luând act de a. Referat de aprobare prezentat de către primarul Comunei Cotovănești în calitate sa de inițiator, înregistrat cu numărul 5827 din 16-11-22, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității. Punctul B. Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu numărul 5926 din 16-11-2022, prin care se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea proiectivității. C. Raportul Comisiei de Specialitate al Consiliului Local Cotovănești. Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentare tehnico-economică, notă de fundamentare a fost aprobată de hotărârea Consiliului Local numărul 30 din 29-8-2022, a Consiliului Local Cotovănești, adoptată prin hotărâre, articolul 1. Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției, modernizare parc comunal sat Cotovănești, comuna Cotovănești, județul Bacău, denumit în continuare proiect, în valoare totală de 133.152,80 lei, adică 27.097,71 euro, calculat cursul euro de 4,9138 lei, fără TVA. Valoarea TVA-ului din proiect este de 25.299,03 lei, respectiv 5.148,56 euro. Articolul 2. Cheltuielile pentru aprobarea proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției în cadrul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, PNDR, potrivit legii. Articolul 3. Autoritățile, punctul 1. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure venitul necesar acoperind cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului. 2. Comuna Cotovănești, județul Bacău, garantează asupra faptului că acest proiect de investiții nu va genera niciun fel de venit sau profit. 3. Comuna Cotovănești și angajamentul va asigura din fondurile prevăzute în bugetul local sumele ce reprezintă cheltuieli neeligibile ale proiectului în valoare de 26.485 lei, adică 5.389,92 euro, la care se asigură TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului. Articolul 4. Numărul locuitorilor și operatorii economici, instituțiilor sociale de servici de proiect, după caz, precum și caracteristicile tehnice ale proiectului, sunt cuprinse în anexele 1 și 2, care sunt parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 5, punctul 1. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia în dubla sa calitate de ordonator principal de credite sau administrator public al comunei. 2. Se aprobă nominalizarea reprezentantului legal al comunei, primarul acesteia, domnul Olariu Viorel, pentru relația cu AFIR în derularea proiectului. Articolul 6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de primarul Comunei Cotovănești. Articolul 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Cotovănești și prefectului județului Bacău și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet http://comunacotovanesi.ro. Așa este. Da, nu spun că vă pune, putem să cereți la dispoziție la specialitate. Domnul Mine, știți că acest proiect este pornit de ceva vreme, de vreun an de zile, în care știți foarte bine că se impunea, nici chiar un an este, se impunea ca parcul din centrul comunei să fie reabilitat și toate piesele de mobilier al parcului să fie înlocuite, deoarece nu mai corespundeau normelor în vigoare actuale. Deci normelor europene și normelor cu vedere protecție mediului și sanitare. Am
după cum bine ați văzut și vedeți, am deja am dezafectat de acolo câteva din mobilierul ăla care reprezenta și pericol și am avut și surprize neplăcute. Acele polițe de la balansoasă, cum le numiți, așa de la leagă, am desfăcut învârtitoarea, am mai puțin, am mai rămas numai topograful funcționării, care trebuie să săptămâna viitoare, pentru că exact, dezafectăm și pe acesta. Bani nu sunt așa de mult, oricum pentru parc, ați văzut în total, e vorba de 1.600.000 de euro, fără TVA, în total, ce duce undeva la 31-32.000 de euro. Din partea comunei cu Ciocănești este numai partea de mentenanță și partea de contribuție pe care domnul președinte a citat un proiect de hotărâre. Eu zic că era ceva necesar, este ceva necesar pentru copiii, pentru nepoții noștri și să sperăm că vom aduce niște piese sau mobilier de parc de bună calitate, dar v-am spus, fără certificatele pe linie de mediu, pe linie de ISO, așa mai departe, de siguranță nu se, nu se vor monta, nu se dă voie. Acest program se derulează prin PNRR, după cum bine vine la amintit domnul președinte, și prin GAL. GAL va atunci un grup de acțiune locală, în care Comuna Buzbănești este membru activ și face parte din acest GAL. Și acestea au fost banii pe care putem să-i cheltuim mai bine. Credem, nu s-a făcut teamă de finalizare aici, credem că anul acesta trebuie să să finalizăm acest proiect, da? Banii europenului de joacă, când vor veni, vom venea. Da? Deocamdată e bine că, că avem acest, avem această sumă alocată și că noi avem doamne să punem partea noastră care ne revine ca și cheltuială neeligibilă și pe partea de mentenanță. Eu atât am mult să spun, dar sunt la întrebări. Da, cine ne-a bucur, mai e ceva care vrea să spun ceva, nu? Să spun eu două cuvinte, dar consider că proiectul inițiat de domnul primar este deosebit important, pentru că va schimba total centrul civic al comunei, mai ales că este scoat în fața primariei. Și cred că o să fiți de acord cu acest proiect. Comisia de specialitate. Comisia Economică Vizitoră. Atât și Comisia Juridică Vizitoră. Da, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se abține cineva? Da. Atunci, în unanimitate, a fost adoptată această hotărâre. Trecem la punctul 2. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului modernizare parc comunal cu Comuna Coțofănești, județul Bacău. Referatul de aprobare și raportul de specialitate. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre MMSS și OAT Coțofănești. Ministerul Muncii, ca să știi. Ministerul Muncii, da. Au materiale și știu. Și OAT Coțofănești, în cadrul proiectului U. Având în vedere adresa Ministerului Muncii și Solidarității Sociale privind implementarea proiectului sus menționat, acest proiect este finanțat din fonduri nerambursabile la bugetul de stat în cadrul programului operațional Competitivitate 2014-2020 și urmărește crearea unui sistem informatic integrat în domeniul asistenței sociale și domeniilor conexe, precum și îmbunătățirea activității serviciilor publice de asistență socială în cadrul OAT Coțofănești. Supun dezbatere și deliberării dumneavoastră proiect de hotărâre și rog a fi aprobat în forma prezentă în ședința ordinară de astăzi, 17.11.2020. Prezint și raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de colaborare. Subsemnată Tatin Saviana,
Sabin Tatiana, sistem local în cadrul aparatului de specializare a primarului Comunii Coțofănești. Vă informez că începând cu anul 2021, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a demarat în parteneriat cu ANPIS și Autoritatea pentru Digitalizarea României, proiectul HUB de servicii. Acest proiect urmărește crearea unui sistem informatic integrat în domeniul asistenței sociale și domeniilor conexe, precum și îmbunătățirea compartimentului de asistență socială de la nivelul UAT-ului. Acest program presupune crearea platformei informatice asistență socială, dotarea compartimentului de asistență socială cu echipamente informatice necesare utilizării platformei informatice, cu imprimanta multifuncțională, calculator, tabletă, precum și documentația tehnică, instalarea și configurarea echipamentelor, hardware, integrarea componentelor și operaționalizarea infrastructurii instalate. Constituie Registrul Electronic Național al Beneficiilor de Servicii Sociale. Perioada de derulare a proiectului de colaborare este de la data semnării prezentului protocol de către ambele părți până la data finalizării perioadei de sustenabilitate a proiectului respectiv, decembrie 2028. Având în vedere cererile mai sus, propune emiterea proiectului hotărâre și supunerea spre aprobarea Consiliului Local. Proiectul de hotărâre, proiect de hotărâre. Deci adunarea întâlnită astăzi hotărăște. Articolul 1. Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Ministerul Muncii și Solidarități Sociale în parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecția Socială conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului Local al Comunei Coțofănești și publicată pe site-ul propriu al Comunei Comunii Coțofănești de Bacău. Articolul 3. Prezenta hotărâre se comunică instituției Prefectului Județului Bacău, primarului Comunei Coțofănești, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Da, pentru că este nou, dar nu mai fost în dezbatere acest proiect. Țin să vă anunț, domnul consilier, că noi ne agățăm de orice proiect care se investește, în orice ramură de activitate, fie pe investiții mari, fie pe investiții mici, fie pe protecție socială, fie pe urbanism, fie pe orice domeniu de activitate. Aici este vorba de un proiect, nu e o valoare mare, nici nu este promisă valoarea, dar din ce va citi domnul președinte și dacă nu ați reținut ce are și materiale, este vorba de digitalizare, tot se vorbește de digitalizare și în școli, și în sistem, și în facultate. Digitalizarea sistemului de asistență socială, adică dotarea sistemului compartimentului de asistență socială, care e format din doi oameni, doamna Sabin Tatiana, doamna Elena Liliana de față aici, în care vor primi, astfel, voi imprimantă, un calculator și așa de departe, și până afară de asta, are și, se asigură și mentenanța, când a spus operator, tot e vorba de mentenanță. Mentenanța sistemului pe perioadă de 5 ani, care sunt? În 2021. Da, pentru că e vorba de 6-7 ani de zile. Deci, important este că noi, ca și Consiliul Local, nu avem absolut nicio contribuție, nici pe cheltuieli eligibile, nici neeligibile. Deci nu cheltuim nimic și vom digitaliza, vom automatiza, ca să zic așa, sau vom performa acest compartiment de asistență socială prin introducere de dată, deși cartele și programul să primim tot gratuit, pentru acel program pe aici, la compartimentul stat de asistență socială și sunt mai multe direcții pe care le acționăm. De vorba de cei cu dosare de ajutor social, cei cu alocații suplimentare, de vorba de persoane cu handicap, de vorba de persoane vârstnice, e vorba de persoane aflate în nevoie. Dacă vreți situația, tot ducem.
de acele subvenții care sunt în alimente, în tichete, ca supliment de alocații, ca pentru rechizite școlare. Deci acest compartiment este un compartiment care are o sumedenie de atribuții și nu ușoare, destul de complicată, iar viața unor domnul Peseleagă, avem cazul lui Ilie Grigore. Acest om a fost, a rămas acolo în casa mătușii mele, Dumnezeu să ierte, care de fapt nu i-a făcut de mine, așa a făcut de domnul Stoian. Și era într-o stare foarte delicată, ca să nu spun altfel. Mai mult decât avea lacă pe ușă, pe din afară, atenție, pe din afară. Eu ieri dimineața am trimis și s-a făcut focul, ieri dimineața, la altfel. Am trimis polițist local, că de asta și poliția locală își are rolul ei. Am trimis polițist local, i-a făcut focul. Azi, de ieri dimineață, m-am dus eu personal. Și era la câtul din afară, m-am și mirat. N-am văzut nimic înăuntru. Și spune cineva să treacă. Benciugul ăla se mungea din toc. Am tras, am dat înăuntru, el era sub plapuma. În schimb, este conștient, adică vorbește. L-am anunțat salvare, l-am dus la spital, nu avea nimic de mâncare pe masă. Noi tot ne-am dus în ultimul timp, dar aici ne-am cam încurcat. Am zis că mai vede și fata vecine pe acolo, nu s-a mai dus nimeni, nu avea niciun blid de mâncare pe masă, nu avea nimic. L-am dus la spital, l-am pregătit anii, acum îi văruim, noi vopsim pe acolo, stălărie, curățenie pe curte, știu, la curască, uși, și așa mai departe, că avea lacă. Și de asta vă spun că este un compartiment foarte solicitat, cu mare responsabilitate, e vorba de nou-născut, de cei care hai lasă mamei un nas și lasă pe maternități, de cei care are pincente, o crotire, copii și bătrâni chiar. De asta vă spun că e un compartiment foarte aglomerat ca și activitate și ceea ce facem noi acum are fiind de bine. Adică e un pas înainte. E un ajutor care vom băga programe, vom băga date și așa. Toate datele ajung imediat Ministerul Muncii. Exact. În același timp. Și în același timp. Suntem în parteneriat cu Ministerul Muncii, ceea ce nu ești de acolo. Sincer, spui, nu știu valoarea. Nu știu valoarea, dar important ar trebui. Adică, ideal ar fi valoarea să fie mai mare. Din ceea ce se vede aici, nu e valoare mare, dar faptul... Din ce am citit, sunt multe echipamente care... Da, dar nu pot să evaluez eu, că nu sunt expert în zona asta, dar este foarte important, e un pas înainte și după cum este comună cu Tătărești, o comună cu probleme, cu probleme sociale, destule. Avem populația de Maria Roma, avem categoriile celelalte de care v-am spus, persoane nevoie, persoane cu dizabilități, cu o suplimentă alocație, cu copiii lăsați, abandonați în maternități, cu copiii aflați în plasamente și așa mai departe. Deci, e ceva ce vreau să spun că două fete nu prea poate să ducă, adică să acopere activitatea asta și de asta au ajutat cu poliția, cu care în funcție cu mine, vicile primari și toată lumea ne focusăm atunci când este nevoie de această activitate. Mai recent au venit și produsele de alimentare. Așteptăm să vedem tabelul la acolo și este foarte bine a se ști și a transmite. Toată lumea a văzut că l-am descărcat de data asta la Borșan, că am avut joia în alt evenimentul pe mână cultural și unde putea să lucrăm aici. Toată lumea a văzut că dăm la toată lumea alimente. Toată lumea la toată lumea. Toți. Și m-au oprit toate băbuțele, săracele și aia, dar nu mi se face un pachet, că eu n-am pensie de 10 milioane. Alta care 15 milioane. Și ne-am spus și de transmis și dumneavoastră, ca să știe toată lumea. Nu se dau pachete decât persoanelor cu ajutor social, cei cu alocații suplimentare și persoanelor cu dizabilități. Nu se dă nici la pensionari, nici la salariați, nici la nimeni, la cineva. Să se știe acest lucru. Cu grave handicap. Poftim? Cu grave handicap. A, și gradul de handicap. Eu am zis că dacă am zis cu dizabilități, se duc acolo, se duc. Cu grad de handicap, gradul 1. Da. Și 2. Deci cei cu grabă, nu? Cu însoțitoare? Deci care trebuie tot ce-ți cade? Acele tabele, ca să știe, dar nu treceți cu mine acolo.
Mai sunt persoane care, într-adevăr, care nu se ridică din pat, au probleme locomotorii, dar ei n-au, n-au fost la comisie, n-au certificat de grad. Aceste tablete vin de la direcția persoanelor cu dizabilități la bacă, ștampilat de ei, nu facem ce. Cei, pentru cei cu ajutor social, ne vin de la direcția de la Bacău, care se ocupă cu... La AGRIS, Agenția Județeană pentru persoanele cu... Așa? Și cei cu avocații tot. Deci noi nu facem nicio tabel. Pachetele doar rămân în plus, că de fiecare dată au mai rămas. Că aduc ei mai multe. Deci aduc, nu știu. Așa ne fiu lor de le încărcăm și le facem returul. Că facem returul în alte localități în Maurul sau le iau înapoi în bază. Deci, a se ști. Nu dă primarul, nici viceprimarul, nici fetele de la compartimentul social, nici măcar nu le distribuim noi. La distribuire este domnul de la ISU, domnul Miftode Petre și cu polițistul local Plop Sebastian. Primesc tabele, ei răspund. Nu este pachetele, treaba lor îl plătesc, îl cumpără. Dă bani. Deci nu se poate face absolut nimic ca să nu fie discuție. Eu aș vrea să mă rețin, de la toată lumea, doamne. Înainte de a dea și da cei cu pensiile mai mici. S-au mai dat, nu știu la cine, la veteranul de tot. De data aceasta vine exact direcționat pe cele trei categorii pe care le-am spus. Persoane cu handicap, cu grad de handicap, cu pata la mare mână, cei cu ajutoare sociale și cei cu suplimente de alocație, nu? Deci, astea sunt cele trei categorii. Sorine, ce puțin pe Boșan, că noi n-am văzut niciodată pachetul la Boșan, și boșănenii când au văzut, gata, le dăși nouă pachete. Nu. Deci nu se poate. Nu noi, dar asta este legea. Deci m-au oprit o groază de femei, că nu? General femeilor. Și dar ce nu pune și un pachet și ori mătrești? Am pensit 15 milioane. Dar mai sunt alții care nu au câți 10, sau au avut 8. Sau sunt alții care ia ajutor social cu 4 copii, ia 5 milioane 200, 520 de lei. Aia sunt puturoși și nu au muncit. Așa au fi cum zici mătare. Dacă legea spune și dă-l ăla, e legul. Eu n-am ce să zic. Ia spune, vorbea primar. Da, și am zis, nu vorbea primar. Nu e, nu avem cum să le justificăm, dacă nu. Da. Despre asta. De asta spun că este bine venit de acest parteneriat cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și sperăm să mai avem parteneriat cu ei și care să ne ajute. Da. Dacă aveți ceva în gând. Da. Aveți întrebări? Atunci comisia. 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 Da. Da. Mulțumesc. Până la vot. Cine este pentru? Să opriți cineva, să abține? Nu. Atunci, în unanimitate, proiectul este aprobat. Trecem la punctul 3. Diverse. Dacă aveți probleme. Da, țin să reiterez și să vă rog să transmiteți. Noi deja am pus pe Facebook, am pus și pe grupul de funcționare și pe online. Depunerea cererilor pentru cei cu 50 de ani de căsătorie. Noi am pus acolo și condițiile. Deci, una din condiții ar fi, este ca cei cu 50 de ani de căsătorie, deci 50 de ani de căsătorie, să aibă cu același partener. Nu înseamnă că aveți trei parteneri, deja 50 de ani de căsătorie. Deci să fie din comuna cu buletin de Coțofănești. Nu știu dacă trebuie să face excepție ca unul să aibă buletin. Pentru ce se întâmplă? S-ar putea? Avem cazul și vă dau un exemplu. Uite, avem cazul Ghinici, cine știe. Nerul stau de foarte mult timp aici. Dar nu se știe dacă cumva nu fi fost premiați la Onești, ca un buletin de Onești. Sau cazul Marin, lângă Bălat. Nerul stau de foarte mult timp aici. Dar nu știu dacă e un buletin de Onești, nu știu dacă ei nu au fost premiați la Onești. De asta, adică trebuie explicat oamenii lucrul ăsta ca să înțeleagă de ce nu le dăm, chiar dacă stau... Păi da, plătești, îl plătești și taxe la Coțofănești. În bun, nu le plătești, le plătești, ai o locuință, ai un teren, mai... Nu le plătești așa că respira aerul Coțofănești. Dacă stătea la Onești, tot taxi la Coțofănești. Da, și le-am ales și așa, că dacă aduce că plătești la Onești la Unitatea, nu mai plătești, tot la Coțofănești.
Dar au fost foarte mulțumiți că le-am dat noi că plătești la Cuțufănești, că la Cuțufănești este 40 ceva de lei, pe când au venit 120 de lei, 12 lei. Și le-am dat adevărat, cu bună dreptate, uite-o aici. Adică au avut un avantaj că erau aici. Adică oamenii să înțeleagă lucrul ăsta. A rămas, ne gândisem că această premiere cu festivitatea cu diplomul de fidelitate să dăm a treia zi de Crăciun, zic eu, că atunci ar fi cel mai indicat, pentru că altfel suntem în post. Mă gândisem la ziua de Sfântul Nicolae, de 6 decembrie, dar e tot postul. Oamenii ăștia fiind în vârstă, să având 70-80 de ani, 80 ceva de ani, țin post toți, aproape. Dacă chem aici, ce se dau? Nouă prăjitură de post și să le dau trei ciuperci și fasole fucăiești. Fasole răcăluiță, bătut, cu ce ai? Și nu se mănâncă pește în ziua. Da. Am mai zis, de Sfântul nu se mănâncă pește? Da. Da, tot, tot, da. Da, dar nu se mai spun decât cap. Da, da, da. Da, da, da. Da, da. Deci, dar am vrut să vă anunțați vecinii că mai sunt gata. Am făcut și afișele, le punem de muncă, văd că a început să plouă și doamne, da, să plouă, că e nevoie de ploaie la de aer. Și să vă anunțați vecinii. Noi deja ne-am făcut o listă pe sate, știm cine sunt. În cazul în care nu vin, ne ducem noi la ei și le reamintim. Dar știu, poate am mai scăpat și noi. Că am mai avut la premierea anterioară am mai avut cazuri când am omis câte o familie, au venit aici, noi să luăm pentru rezervă unul, două premii ca să fie acolo. Nu trebuie să plătim de acasă că n-am și pentru tine. Da, este asta ajutorul ăsta solicit de la dumneavoastră. Anul ăsta cu împodobitul, cu sărbătorile de iarnă, eu mă gândeam să fie un pic mai grandios și mai pompos față de anul trecut. Ținând cont de criza asta energetică și de această economie pe care o facem, o să vedem ce și cum. Oricum, nu o să lăsăm comuna ca la întâlnirea de gata, așa, nu, și nu aș vrea să dau drumul la lumii nici mai degrabă. Nu, până în decembrie, după 3 decembrie, sunt alții care au dat drumul, dar acum să fie să... Nu are fara. Da, eu zic că după 5-6, de Sfântul Nicolae, după Sfântul Nicolae, ar fi în regulă. Ar fi în regulă. Până, ce lucruri să vă mai spun? Mergem înainte. Astăzi, de exemplu, am proiectantul de la Brașov, care a stat la ședință. Este chiar aici, în spate, de strânt cu Cătălie. Lucrăm pentru alimentarea cu gaze naturale. Am mai venit și cei cu asfalt la Iași, pe care am avut o zi la investiție. Lucrurile se mișcă, așa cum se mișcă în România, cu birocrația care e România și acolo, ca să nu spun bețe în roate, cu fâne trasă, da, e spus cu fâne trasă, ca instituțiile statului, deci, da. Dar noi trebuie să fim perseverenți, insistenți, consecvenți cu noi și să mergem mai departe. Important să facem pași înainte și în mare. Sau să facem pasul pe noi. Aveți cam astea sunt lucruri. Dacă dumneavoastră aveți ceva, știu eu, pentru a ne spune. Dacă aveți, mulțumim și declarăm închisă lucrările de Da. Mulțumim.